acțiuni provocatoare. Am văzut în spațiu public o declarație a unui membru al echipei de organizare a acțiunii de duminică, cum că se va acționa în funcție de condiții, admițând inclusiv agresiune asupra forțelor de ordine. Vreau să-i transmit acestui cetățean că duminică vor fi condițiile pe care organizatorii le vor crea, ca urmare, responsabilitatea pentru modul în care ar putea evolua acest protest le revine lor. Iar genul acesta de pretext nu va fi acceptat de către noi ca motiv de desfășurare a unor acțiuni violente, din care să rezulte victime în rândul cetățenilor sau a forțelor de ordine. Duminica avem o sărbătoare creștină importantă, Duminica Floriilor. Cu atât mai mult, împreună cu colegii, vom depune toate eforturile pentru ca această sărbătoare să nu fie tulburată în niciun fel, cetățenii să sărbătorească în liniște împreună cu cei dragi lor.